Dăm și noi un defend aici. Lampovic, lumea cam dă oversipet aici, așa că o să încerc un 3,6, s-ar putea să-mi foldeze la greu. Din păcate nu-mi foldează la greu. Încercăm să ne cumpărăm echitatea versus fish? Da, dăm cam așa. Colin Stan, guys. Asta nu poate fi popă cu Colin Stan. Am vrut să-mi cumpăr echitatea, dar acum când îmi dă colul ăsta instant, ăsta de obicei e valet, alte chestii, să mă unim, sperăm să foldez. Ce-a fost asta? Ce tocmai s-a întâmplat? Să ne înțelegem, eu blafam! Pe damă, damă, no, cred că am suficient fold echit. Ce, masul ăsta nu e rău deloc. El nu o să-l aibă. Trist. Totuși îmi foldează 90, da. Îmi foldează 10 vale și îmi foldează toate flash-urile ratate. O să dăm all-in aici 3 stres. Vreau să-mi foldeze flash-urile ratate, 10 vale, mâini de genul ăsta. Ok, let's go, let's go, let's go, let's go. Ați văzut ce bluff frumos cu 5-4. Da, în principiu la spin-ul trebuie să joci agresiv, pe dacă nu... Ok, dăm un check aici și un check aici. Bun flop. Cred că pot să dau o linie aici. Chiar cred că pot să... și o să dau o linie. N-am cum să greșesc o linie aici. Capete, flash draw... Ia uite, 60%. Wow, wow, ce... Cum lovește, mă? Doar până la avea. Bă, ce-a fost asta? Stați un pic, ce-a fost asta? Cumva era ultimul... A lovit un outer? Bă... cam 35-2 ăsta trebuie să-l potez. Ăsta pare... ăsta e fish în principiu, dar joacă foarte ok. Cred. Eu avem carte bună aici? Hai să facem așa, 7 ăsta nu-mi place și nici 3-ul. În schimb, popa de aici, cum vi se pare? Da, da, s-au dat pe safe-urile. Și versus regular agresiv, țineți minte treaba asta, dacă îmi dă check, dau check întotdeauna. Ok, dacă îmi dă check aici, asta e interesantă una. Cu flash draw, orice flash draw mă băga all-in. Deci... efectiv nu are mai nimic, așa că îi dăm check aici și lăsăm să-și facă treaba. Pătrarul ăsta nu mă încurc absolut deloc. Bă, doar la 7-6-2 șeptari, serios? Hai mă, fii serios. Ok. Ia uite cum a funcționat planul nostru, ia uite. Uitați cum face diferența check-ul de pe tăi. Pol aici. Aia am zis tu, best, nu stăteam chiar atât de rău. Am dus în sfârșit. În sfârșit am dus. Bă, dar e incredibil. Chiar n-am văzut atâtea multiplicatoare de secole. Check call, check raise, check call. Ok, pe asul ăsta el o să tragă super mult și nu o să-l aibă mereu, că nu cred că are lindre suficient, așa că o să încercăm să jucăm un chip shot ca bla. Let's go. Nice. Bă. Riturile le avem, dacă ar ține și cărțile. Guys, dăm 1,5 blinduri aici. Și ăsta o să-i enerveze și o să le dea ori. Opa, ori instant. Ce? Asta e, vă dați seama că îi dau instant colo all-in dacă are. Da? Asta am încercat să facem, să lăsăm să blafezi. Nu influențează cu nimic low.
nici cu cine pici, nici cu absolut nimic. Dă-l check aici, dă-l fold aici, dă-l fold aici. Uite, mi-a pus pătrarul. Mă dăm easy call aici odată. Și la stable-urile astea, cu cât o să fii mai bun, cu atât primești deal-uri mai buni. Dăm call aici. Eu am avut ofertă și de... de 80 cu 20. Ăsta e snap call, băieți. Ce n-ai? Vamos, jugadores! Vamos! Ok, dăm call aici. Probabil că o să blafeze super mult. Pe asul ăsta nu o să mai blafeze atât de mult. Aia, cam trist asul ăsta. Da, aia. Atenție maximă pe ăsta, băieți. Nu-i bun deloc pentru noi. Totuși blafă. Renunț pe popă, guys. Pe aproape orice river trăgeam, dar pe popă nu pot. Care are o grămadă de popă de negru care îmi dă check și îmi dă call pe aia. Da, e bine. Dar cu Vales cred că e direct ori și o să dau direct ori. 10 BB-uri. Dacă dăm miris e un pic cam prea strong, așa că dăm o linie. La urmă o să bagi, a, X, popă 10, popă valetă. Aie, băieți. Aie. Să nu credeți că sunt prea fericit, dar nu există altă șansă de a juca mâna asta în afară de olin. La urmă mai are și popă vale, și popă 10. Are și bluff. Ok. Bun. Fold, eu dau all-in, tu fold, te rog frumos. Ce înseamnă 75 ăla de lângă numele tău? Da mă, 8, da, 8, 8. Este mă, așa. Locul meu, sunt pe 75 deocamdată pe GG în clasamentul ăsta, în ratingul ăsta. 75 din toți jucătorii, bun, ha. Bun. Dă-mă call tu și tu fold. Acum tu trebuie să dai fold, da? Așa. Ăla e. Asta calculează acum, dacă dau fold și nu știu ce și ăsta se bagă all-in, oare eu ce să fac? Hai. Bun. Salut, Georgian, salut. Nu mai răspund cum îți place ție, lasă. Vale 3 ăsta. Trebuie să dau colorii. Și for the win. Vale 3 la 10-7, bani în față. Bani în față. $800 la băieți. Bankroll, răbdare, studiu, ce să mai zic eu. Și o să vină bani. Live-urile mele, ca ai coaching gratis. Fără tilt, sau când iei tilt, ia pauză. Dar call aici, ce știu mă despre asta? Ok, bet, instant, avem call și aia, exact.
De la ce e tricou nou, e primit de la, de la fratele de Crăciun. E personalizat. Și pe ăsta l-am prins. Hai să facem 3x. Interesant. Pot să dau bet, pot să dau check. Hai să dăm bet micuț, că poate induc niște raise-uri. Ok, pe optarul ăsta întotdeauna dăm check. Și lăsăm adversarul să ne blafeze. Întrebarea e dacă joc check shove. What? What? Ce-i asta, mă? Hai să o gândim. Două perechi joacă vreodată așa. De ce ar face asta cu două perechi? În schimb, poate mi-a dat doar pol cu dame, valet în poziție? Orice ar fi, banii intră la mijloc. Calma, calma, calma. Calma și lasă banii aici, că nu... Nu așa se joacă dacă vrei să fai fai. Ok, dong de la fișul ăsta. Poate are dama, poate nu are dama, poate are valetul, cu valetul oricum îl dă call la all-in. Deci all-in și banii la noi. E bun, e bun că nu voiam să văd roșia asta. N-are de lucru fișul ăsta. Valet, hai, ce are el aici? Poți depune cu revolut pe GG, dar ăla eu doar revolut folosesc. Hai să-l las în pace. Nu te văd bine aici. Dacă îmi dai bet, nu te văd bine, sincer. Dar ce ai tu? Că doar dama pe lui betez 10, nu-l pe lui betez. Dacă ai valetul, nu joci la fel. Hai să dau bă. Păi da, cum? Păi, ce facem? Exact, exact, exact. Știu sentimentul. Hai că la masa asta chiar i-am distrus. Chiar i-am distrus la masa asta, ar fi păcat să nu o luăm. Hai că am luat. Treaba e bună. Hai, hai să vrem nouă mese, vedeți. Imediat într-o. Acum o să mă vedeți cum joc eu de obicei. Da, nu-i de recuperat, mă, normal ăsta e stilul meu. Nouă mese și dat pe ei. Îmi place la 9 mese, ce îmi place foarte mult este că regulare nu mă pot evita și atunci îi tiltez oarecum să stea toată ziua să joace cu mine, că nu le convine. Repede, 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 încă una, hai. Gata băieți, hai. 9 mese la 100, hai să facem frumos, bam. Nu știu cât o să mai înțelegeți voi, dar măcar ne distrăm un pic.
apropo, nu e cel mai bun pentru noi. 6-3. Cam renunț la mâna asta destul de des. Cu damele aici dăm ISO. Interesant, dacă îmi dă check, parcă mă convinge să dau un pic după el. Cu popa ea nu dădea check vreodată, așa că îi dăm bet și sperăm să foldeze. Acum am ceva showdown value, check și ducem mâna. I-a pus 4. Să terminăm cu challenge-ul ăsta. Popo valet, uite Morin. Doi fiși dau în vizitare, se stau lui. Hai mă, bagă Morin, așa, bagă Morin, 10-8. Acum 4. Dame, careu, fiți cuminți. Fiți ăsta o să-l foldăm de data asta. Mi-a ținut și mie mâna asta, nu mi-a ținut, păcat, dar nu-i nicio problemă. Dau call aici, ăsta n-are asul, probabil niciodată. Dau direct all-in, ținem și mie mâna asta, te rog, dacă ești drăguț și amabil. Bun. Stai cu minte, l-am prins. Facem cum vreți voi, pentru mine ar fi ideal să joc tot timpul, așa, sincer, eu aș fi cel mai fericit dacă aș putea să joc așa tot timpul. 6-4, dăm un check aici. Ok, bet, trebuie să dau call și probabil pe river o să foltez. O să dau un bet aici. Pe 6-le ăsta completează mult prea multe chestii, așa că dăm fold, release, știți, dăm fold. Da, mai nașpa, da, mai batem 3 iar ăla. Ia uite-l pe 3 iarul de-l batem, ia uitați-l. Popă 5, băgăm o lin. 7-6 dăm fold, 6-2 dăm fold, popă 6 dăm un limp. Ăsta e cam agresiv. Da, îl potolesc și pe ăsta cât de curând. Îl potolesc cu agresivitatea lui cât de curând. Are 2-ul, dar nu o să mai de acolo cu el, dăm check-ul cu 7-le și ducem mâna. Exact, are 2. Până aici totul e bine, ăsta e fish, că-mi dă min race în câteva BB-uri, trebuie să ținem minte treaba asta. Cola all-in, cola all-in, dăm noi all-in, dăm fold aici, dăm noi fold. Bun, pe ăsta-l ducem. Mai dăm și mie o mână aici, să ducem și pe ăla. Da, bineînțeles, dăm all-in aici. Opa, am deschis 10 din greșeală, ai! Dacă am deschis 10 din greșeală, jucăm și 10. A, nu trebuia să mai deschid, că am 10. Era clar că la un moment dat nu o să se mai deschidă mese. Cu zecari mai ducem și noi 500 de dolari, A7 și A8. Hai, plecați de aici. A, și a pus lui ăla 10 sau valet? 10, mă, așa, atât. Ați văzut că se poate. Așa e frumos. 95% din timp știu exact ce trebuie să fac fără să trebuiască să mă gândesc foarte mult. Ce-ți place ție cel mai mult cu chip? Terminăm frumos. Deci tu joci aproape la zero, practic, și ție rei back cu profit. Exact. Și faci volum mare, exact. Păi uite, am început cu 31.200, vedeți? Și, guys, pe ăștia noi am pus, am de luat 500 și de aici. Deci hai că facem calculul total al profitului. Și facem așa, 32.600 minus 31.200. Egal 1400 plus ăștia 500 de aici. 1900, ăsta e profitul pe seara asta, băieți. De ce zic eu?